cu ocazia Zilei Internaționale a Libertății Presei, stimați jurnaliști, vă felicit călduros cu ocazia sărbătorii dumneavoastră profesionale, Ziua Internațională a Libertății Presei. Este o zi importantă nu doar pentru dumneavoastră, ci pentru întreaga societate, pentru întreaga lume. De-a lungul anilor, presa s-a afirmat drept un element indispensabil al dezvoltării umanității, al democrației. Astăzi nu ne putem închipui viața noastră fără presă, care a devenit, în adevăratul sens al cuvântului, a patra putere în stat. Modul anumită de jurnalist în serviciul poporului implică maximă responsabilitate. Necesitatea mereu crescândă de informații obiective și distante face ca presa să devină un motor al dezvoltării societății, o importantă punte de legătură între om și lumea înconjurătoare, om și stat, om și om. Mă bucur să constat că în ultimele două decenii în Republica Moldova au apărut mijloace de informare în masă libere, independente, unde își fac meseria adevărați profesioniști devotați principiilor universale ale jurnalismului. Rolul acestor jurnaliști și mijloace de informare în masă în dezvoltarea societății noastre a fost și este unul determinant, lucru pentru care vreau să mulțumesc tuturor acelor care și-au făcut onest meseria în această perioadă și continuă să o facă. De asemenea, constat cu mândrie că în ultima perioadă dezvoltarea presei din Republica Moldova a fost serios impulsionată prin apariția de noi mijloace de informare în masă a unei noi generații de jurnaliști. La sigur, aceasta va avea un impact benefic asupra societății noastre, care devine una tot mai deschisă și mai decisă să avanseze pe calea reformelor democratice spre marea familie a democrațiilor occidentale. Apreciind rolul înalt pe care îl jucați în societate, dorindu-vă mai succese și realizări frumoase. Cu respect, la demisionat. Mulțumim încă o dată pentru un mesaj încurajator și noi sperăm că vom putea lucra cu noua guvernare pentru ca să îmbunătățim condițiile de muncă ale jurnaliștilor atât în societate cât și în fiecare instituție. Organizațiile de mass media la fel trebuie să fie susținute de către stat pentru ca să facă mediul creasta jurnalistică cât mai puternică pentru ca ea să aibă impactul cuvenit în societate. Cine dorește să mai ia cuvântul, îl rugăm acum să vină la microfon, în timpul Sorina Ștefiuță. Vă rugăm cine dorește să vină, pentru că bine.